Dacă nu ați trăit cumva sub o proverbială piatră în ultimele câteva săptămâni, atunci ați auzit cu siguranță de Apple Vision Pro, casca de realitate virtuală care a pus o lume întreagă pe jar. De fapt, în practică, Apple nici nu prea e de acord cu această catalogare, o unealtă VR, și preferă să denumească tot acest concept ca spatial computing, adică un soi de spațiu de lucru în realitate augmentată care are menirea de a-ți face viața și munca mai ușoare. Eu sunt Claudiu, tu ești la Connect și haideți să dezbatem puțin despre cel mai nou produs Apple. Și asta ca să începem cu lucrurile serioase. Nu mai are rost să intrăm în varile glume care s-au făcut pe seama acestui headset, dar și pe seama purtătorilor lui, care s-au regăsit în scenarii care mai de care mai distopice sau mai amuzante. Majoritatea dintre ele, desigur, au fost făcute de amorul artei umorului, în scop de viralizare pe internet. Însă nu se poate să nu ne dea măcar puțin de gândit acest cult care s-a format deja în jurul Apple Vision Pro. Desigur, era normal ca produsul să viralizeze la nivel mondial, doar e dezvoltat de Apple. Însă ceea ce e și mai interesant e că tot acest val de glume, review-uri, meme sau lucruri mai serioase au stârnit curiozitatea celor care trăiesc în țări în care nu este nici măcar disponibil încă acest headset, dar păi să mai ai și ocazia să scoți din buzunar 3500 de dolari, prețul, atenție, din SUA de la care pornește acest dispozitiv. Țări precum România. Da, până și la noi a fost prin Facebook-ul de meme și glume cu Apple Vision Pro și ceva mă face să cred că nu doar în această bulă. Desigur și noi, ca niște umili muritori de rând ce suntem, nu am avut încă ocazia să vedem pe viu acest gadget. Nici măcar la Consumer Electronics Show, la CES, acolo unde am fost una dintre puținele publicații din România care au fost prezente, Apple nu avea vreun stand da, păi să-i și expun acest device. Practic tot ce putem observa este ce ați văzut și voi, adică review de pe YouTube. Iar primele concluzii duc cumva în aceeași direcție subiectivă, mai mult sau mai puțin influențată de influencerii de peste ocean, care au produs deja sute de ore de conținut cu Vision Pro. Iar această concluzie, care este cât se poate de clară din toate informațiile prezente pe mai toate canalele media și de comunicare, este că avem de-a face cu un produs lansat puțin înainte de vremea lui. Însă nu chiar cu atât de mult înainte de vremea lui ca Google Glass, pentru cine își mai amintește de un alt soi de ochelari cu realitate augmentată. Apple Vision Pro are un potențial mult mai mare să rămână pe piață și să se îmbunătățească semnificativ în iterațiile ulterioare, așa cum a fost cazul cu mai toate produsele companiei din Cupertino, care au mers aproape fără excepție, din bine în mai bine. Un alt aspect demn de menționat, cel puțin până la un test complet, este legat de dimensiunile produsului. Bine, nu avem cum să știm încă dacă și cât de confortabil este acest produs, însă e o vorbă care ne spune că cifrele nu mint. În testele tuturor, alea cu cântarul în față, greutatea este mai mare decât la unele produse concurente care au și bateria integrată, ceea ce ne duce spre următoarea problemă. Vision Pro este un headset portabil, dar cât de portabil mai exact? Acumulatorul să oferă aproximativ 2 ore și jumătate de autonomie și este practic nimic altceva decât o baterie externă care la nevoie poate fi purtată chiar și în buzunar. Însă dacă vrei să-l porți după tine prin diverse locuri, avem iarăși o problemă. El nu funcționează atunci când ești în mișcare, iar felestrele AR de YouTube, Safari sau whatever vor rămâne în locul în care l-ai deschis, adică în intersecția de la răzoare sau stația de metro în care l-ai lăsat, după cum am văzut și în clipul postat de Casey Neistat. În plus, un real game changer ar fi putut fi și memorarea pozițiilor aplicațiilor într-un mod mai mult sau mai puțin permanent. Adică tu îți poți crea un setup virtual acasă, cu diverse ecrane în camere diferite, dar el se va șterge automat atunci când ieși pe ușă și pleci spre birou, de exemplu. Acolo unde, bineînțeles, vei avea de refăcut poate un alt setup. Modurile de utilizare sunt foarte diverse, însă probabil vom vedea și aceste features pe iterațiile următoare. Un alt element definitoriu pentru utilizarea lui Apple Vision Pro sunt gesturile mâinilor, gesturi care sunt folosite pentru a controla întreaga interfață Vision OS. De altfel, avem parte de 12 camere și un senzor LiDAR, dintre care două sunt orientate permanent în jos pentru a urmări mișcările mâinilor. În plus, și ai tracking ul este la el acasă pe acest device, logic, iar totul coroborează spre un rezultat desprins din filmele distopice sau mai puțin distopice. Dacă ești fan Marvel și l-ai văzut pe Tony Stark cum lucra el cu diverse aplicații de tip Spatial Computing deschise concomitent în biroul său, ei bine și Vision Pro oferă ceva similar, doar că exclusiv ție, adică le vezi doar tu prin ochelari și fără Jarvis. De asemenea, Apple Vision Pro este conceput să fie folosit complementar cu Mac-ul din dotare, adică este gândit în principal pentru munca la birou. De ce am vrea să stăm însă cu un device de 650 de grame pe cap vreme de mai multe ore doar Apple știe. Ah, da, era să uităm. Tot conținutul pe care îl accesezi sau creezi cu ajutorul headsetului Apple rămâne doar în fața ochilor tăi și nu poți să-l împărtășești cu colegii de birou prin mijlocul clasic. Hei, uite ce scrie pe ecranul meu. De fapt, am tot observat că asta e și una dintre direcțiile principale ale review-urilor tech de peste ocean. Toată această singurătate care vine la pachet cu utilizarea lui Vision Pro. Apoi, tot Apple vin și cu soluția. Soluție care însă lasă ceva mai mult de dorit. Cel puțin în iterația inițială. Dacă ați văzut acele personas. Probabil ați ajuns la aceeași concluzie ca și noi, că de ochi avem cu toții, iar ochii și în general simțul văzului sunt principalele victime ale designerilor de la Apple în acest caz, Însă înțeleg că în versiunea actualizată de Vision OS, lucrurile stau ceva mai bine și mai apropiate de realitate și n-arăt ca în familia Simpson. Însă, mă văd nevoit să reiterez. Nu cred pur și simplu că lumea va munci cu Vision Pro în fața ochilor 8 ore pe zi la birou. Nu cred că are cum să fie fezabil un astfel de scenariu, cel puțin nu încă. Iar în momentul filmării acestui clip, una dintre știrile cele mai prezente pe internet este cea despre un anume segment de utilizatori de Vision Pro care au ales deja să-și returneze headset-urile. Printre altele, aceștia au acuzat stări de rău general, dureri de cap și rău de mișcare. Deci, rămâne de văzut și cum sau dacă aceste probleme se vor rezolva, însă ne e destul de clar că acesta nu e un device pentru toată lumea, la fel cum e și în cazul căștilor VR, oricât de mult și-ar dori Apple să fie așa. Dar, și un mare dar aici, răspunsul la întrebarea, oare așa va arăta viitorul computingului? este foarte probabil da. La un moment dat. După Apple vom mai vedea cu siguranță producători hardware care vor intra pe această piață și vom avea parte de o dezvoltare mai accelerată pe această nișă. Însă, anii în care vom renunța la laptopuri sau sisteme desktop se află încă destul de departe. Momentan, putem doar să ne uităm fascinați la noul sistem de operare spațial dezvoltat de Apple, Vision OS, și să ne imaginăm toate aplicațiile care vor apărea în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Eu sunt Claudiu și tu ai urmărit părerea noastră despre Apple Vision Pro, un device pe care abia așteptăm să punem mâna, dar și fruntea. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut astăzi aici, te invit să ne lași un subscribe și să ne lași și un comentariu cu părerea ta despre acest headset. E bun? Nu e bun. Merită prețul destul de piperat, între 3500 și 4000 de dolari. Vom vedea. Până data viitoare ne poți urmări și pe Prima TV, sâmbătă la ora 11.30 sau pe www.connect.ro. Toate cele bune!